Cu mult timp în urmă, elefanții erau foarte orgolioși și disprețuiau animalele mici. Până când într-o zi, un elefanțel a văzut lângă un tufiș un babuin care avea o rană urâtă la cap. Ar fi bine să-i spăl rana, altfel muștele o vor infecta, s-a gândit elefantul și l-a dus la un lac din apropiere unde i-a spălat rana. Te simți mai bine acum?" l-a întrebat pe babuin. Mai muțic a spus că da și i-a mulțumit. Bine, atunci vom porni să căutăm de mâncare, a zis elefantelul. Dacă vrei, a răspuns babuinul, te duc eu la un salcâm uriaș. Îl știu și eu, din păcate au mai rămas doar fructele din partea de sus la care eu nu pot ajunge. Voi ajunge eu la ele pentru tine. Și așa și fost. Babuinul s-a cățărat în salcâm și, după ce a găsit o ramură încărcată cu fructe, a scuturat-o până când le-a făcut să cadă. Elefanțelul a început să mănânce, iar mai muțica, bucuroasă, a constatat că prietenul său nu mânca și semințele, care le plac cel mai mult babuinilor. De atunci, elefanții și babuinii se ajută reciproc ori de câte ori se întâlnesc lângă un salcâm. Babuinii le aruncă fructele de pe crengile cele mai înalte, iar elefanții mănâncă păstăile și le lasă maimuțelor delicioasele semințe.